Special la comandă, uitați-vă, e frumos, oaspeți, ce spuneți? E frumos! Poftim cu ocazia zilei de naștere pentru dumneavoastră ceva gustos, dulce și multe baloane, aici fetele umplut casa. Tot pentru dumneavoastră, dar cadoul cel mai important, cel mai special, e important să vă susțin, să vă încurajez, să vă transmit un pic de optimism și pozitiv, pentru că ați avut o viață nu foarte ușoară, ați avut încercări dure de la soartă, dar viața merge înainte și aveți pentru cine trăi, vă bucura și pentru cine înflori. Aveți cei care se bucură zi de zi de dumneavoastră și sunt mândri că vă au. Mamă, pentru tine azi va răsuna povestea vieții. Ești omageată și am organizat această surpriză care să te impresioneze. Vii dintr-o familie numeroasă. În total, 8 copii erați. Cineva dintre frați și soră sunt prezenți cu tine la masă? Așa este. Pentru sănătatea mamei, un pahar ridicați. În viața ta, mama, ai lucrat mulți ani de zile vânzătoare. Apoi, din 1999, ai plecat să muncești în lumea mare. Ai lucrat cât pentru 10 mame. Și în mare parte, datorită ției, avem condițiile toate și această avuție. Eu sunt unica ta fiică, dar și eu am lucrat, am fost pusă la muncă și afară și în casă. Lucru greu ca pentru un bărbat. Aveam o gospodărie mare și frumoasă. Pe masă nicicând nimic nu mi-a lipsit, doar că n-am avut posibilitate să mă joc cu alți copii un pic, fiindcă lucru trebuia făcut întâi de toate. Dar astăzi, mamă, vreau să-ți mulțumesc pentru susținerea ta mare când m-am dus departe să învăț. Mulțumesc pentru a ta încurajare. M-ai susținut în toate și mă susții și în prezent. Îmi ești mai mult decât o mamă. Vocea ta a fost permanent leac pentru orice problemă și rană. Iar atunci când nu mai simțeam nimic, când picioarele și barba mi s-a blocat, vocea ta puternică m-a zguduit, strigutul tău de mamă m-a salvat. Avem o legătură foarte puternică. Noi una fără de alta nu putem. Ești aerul meu, mamă, ești unică, ești tot ce mai de preț avem. Atâtea sfaturi bune mi-ai dat, chiar și soțul meu permanent zice, sun imediat dacă vreo problemă, liniștea vrea să ne strice. Ești josuță de statură, dar ai o inimă mare cât un munte. Cu experiență de viață matură, ți-au curs lacrimi pe obraz atât de multe. Păcat că tata de vreme ne-a părăsit, nici astăzi, mamă scumpă, liniștea nu ai găsit, dar îți dorim putere multă. Chiar zilele trecute ai spus că ai și acum senzația că tata nu pe veci s-a dus și va intra în casă cu un coșuleț de poamă sau cu diferite fructe dulce din grădină. El era miciurina noastră. Păcat că astăzi nu mai este, căci nu am reușit să iau secretele de viticultură, a fost un tătic de poveste. Într-un cuvânt, mamă, ești totul pentru mine, ești aerul, respirul, ești viață. Mulțumesc pentru toate sfaturile bune pe care le dau fetițelor noastre. M-ai susținut în cele mai grele momente prin care am trecut cu soțul meu. Suntem unite în permanență și așa, mamă, vom fi mereu. Iar acum urmează poezia scrisă chiar de fiica dumneavoastră, are și ea un pic de talent.
N-ați știut, dar a făcut și ea câteva rime. Da, a făcut și ea câteva versuri și vreau să vă dau citire. Câteva versuri făcute de fiica noastră, Larisa. Bună ziua, scumpă mamă, îți sărut sufletul drag. Iartă-mă, măicuță scumpă, că nu-ți sunt astăzi în prag. Mamă, tu ești alinarea, tu ești îngerul meu. Mi-a alinat durerea când mi-a fost foarte, foarte greu. M-ai crescut, m-ai dojenit, studii multe mi-ai oferit. Eu nu pot pretinde mult și doar îl rog pe Dumnezeu să te am sănătoasă, măicuță, să te am alături mereu. Din partea fiicei, Larisa, generele Gheorghe, nepoatele Lăcrămimioara, așa al nume frumos, Gabriela și Bianca Mia. Sunt pe loc, ele sunt pe loc și fata mai mare, așa? Lăcrămioara. Cu drag pentru dumneavoastră. Am avut emoții mari, fiindcă aici e toată viața dumneavoastră, nu e tot chiar, dar sunt emoții puternici pe care le-ați trăit pe parcursul vieții și fiica tare, tare vă înțelege. Și se va strădui, chiar și astăzi, în ziua de azi, se străduie să vă înlocuiască golul acela care îl aveți în suflet. Dumneavoastră sunteți puternic, eu știu. Și azi am venit așa să vă fac o notă așa frumoasă, o veselie un pic, o zis doamna Maria. Am întrebat, poate le cânt ceva de dans și v-au zis doamna Maria, numai decât, fiindcă eu vreau pe mama să o înviorez un pic. Ajunge cu tot plâns. Vă ofer acum cuvânt dumneavoastră să-i transmiteți fiicei și celor dragi. Ce dorințele spuneți în această zi minunată care vă aparține? Doamne, Larisa, dragul mame, nu m-am așteptat la o surpriză ca asta. Îți doresc să ghinezi de lume. Tu doar știi cât am suferit. Emoțiile îți dă voie. Bun, mulțumesc în suflet. Nu pot să vorbesc. Am multe emoții. Așa, aplauze, aplauze. Vă rog, mult, așa frumos că trebuie să susținem. Și fetele, vineți și-o îmbrățișați pe bunicuță. Hai, hai îmbrățișați-o. Susțineți-o așa frumos. Fiindcă este unica și cea mai de preț valoare și bogăție a bunicuții nepoțele, așa? Trei nepoțele aveți. Și clar că poate tot înainte și mai reușiți, Larisa, acolo vreo nepoță, poate. Ajunge și bunica o să ajunge, gata. Așa. Dar e tânăr, că am vorbit, m-am văzut. Arată ghine. Așa, da, trebuie să îndeplinim cifra 8. Prima melodie frumoasă pentru dumneavoastră, cu aplauzele voastre, haideți! Ce mai frumos cuvânt, rostit de acest vânt, atât de drag și sfânt, mama, ce duci în uimitor, mereu atrăgător, șoptește cu Zilele mereu să-i ne-ți doresc.
iată ciocniți. Toți așa s-a adunat și dumneavoastră așa. Toată lumea la mulți ani, doamna Iulia. Bravo, bravo, multă sănătate, iubite de la familie. De la cele apropiați și scump nou care au venit astăzi la ziua de naștere. Bine ați venit! Acum vă rog și este dat de până la sfârșit când ești afară. Dar tu ai zis, Sfânt, dar mulți zile și dumneavoastră. E greu. A, e greu. Hai și Nănică, fotografiază, da. O melodie frumoasă pentru doamna Iulia și toți oaspeții care ați venit la sărbătoarea Isai Moldovanu. Și vă rog mult să facem o horă mare așa în ogradă, să ne trăiască o măgeată mulți ani înainte. La mulți ani fericire din partea fiicii la Risa din depărtare. Noi pe lume noi, vine primul. Cine mai vineți aici? Noi pe lume noi, o îngrijiță aleasă, și își pune pe masă cu fratele lor. Noi pe lume noi, o îngrijiță aleasă, și își pune pe masă cu fratele lor. Ăsta-i moldovenul și străinii spun, veselă-i tot anul și cu sufletul. De iulița o soare măcește cu scor și să
frumoși și nici loc, doamna Iulia. Curată lacrima, frumoși ca dragostea, de-aș mai durea, de-aș mai trăi încă o dată. I-ar fi să pot cânta mai multe vieți așa, cântecul meu să dispară niciodată. Orice s-ar întâmpla, tu inima nu sta, trăiește tot ce-am mai trăit în pentru tine. Este tot ce mă vă dorește în fiecare noastră. Și veniți și voi cu noi, fietele, nepoții, toți. Hai, veniți! Veniți cu noi! Vreau să te fac în zi și noapte într-un buchet de trandafiri. Inima, asta este ziua mea, sus pe care deci o plin, toată neagă.
Bravo, bravo! Așa, a doilea frate o dansează, da? A doilea frate sunteți? Viața e o sărbătoare când te trecem toți așa. Toți prieteni din Buiară și ciocnim șampania. Astăzi este ziua mea, sus pe care trecem prin. Toată noaptea până zori chefuie. Toată lumea spune, toată lumea scântă cu mine.
haideți așa să facem așa și v-am mai repezut aici în măcar pe aceste răspătine minunate de doamna Iulia și mai fiu imodată. Să vă mulțumesc.